Pentru locuitorii din stânga Nistrului, anul 2015 va fi unul deloc ușor, situația economică devine tot mai grea, iar prognozele financiare nu aduc vești bune. Despre asta a anunțat chiar liderul separatist Evgeni Șefciuc în cadrul unei întruniri cu locuitorii orașului Tiraspol. Șefciuc a spus că administrația regiunii nu va putea să majoreze salariile și pensiile. El a menționat că obiectivul autorităților secesioniste este să achite plățile curente. Autoproclamatul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a recunoscut că nu este sigur dacă bătrânii din regiune vor primi suplimentul la pensie pe care îl oferea până acum Moscova. Potrivit lui, situația economică dificilă este cauzată de evenimentele din Ucraina, unde cererea pentru producția întreprinderilor transnistrene a scăzut cu 60%. Reamintim, pentru onorarea plăților sociale, administrația separatistă avea nevoie lunar de aproximativ 190 de milioane de ruble transnistrene sau aproape 14 milioane de euro la cursul de astăzi. În timp ce veniturile la bugetul regiunii noiembrie au ajuns la 105 milioane de ruble sau aproximativ 7,5 milioane de euro.